este bucuria sufletului nostru și nu una dintre bucurii, ci este bucuria supremă, aceea de a fi în prezența Domnului și a Cuvântului Său în această atitudine de ascultare și de învățare. Mă gândeam la masa tăcerii a lui Brâncuș, nici apele nu tremură pentru că vor să audă orice cuvânt pe care o spune cel preanalt, este un privilegiu să fim aici împreună în prezența lui și să mulțumim împreună pentru făgăduința aceasta a prezenței lui și pentru faptul că niciuna dintre întâlnirile acestea în numele lui nu trece neobservată înaintea lui Dumnezeu. Îți mulțumim, Tată, îți mulțumim din suflet pentru prezența ta, pentru cuvântul tău. Și acum, Doamne, te rugăm ca să faci acest cuvânt să fie adevăr în gura și în viața noastră și a celor din jurul nostru prin Domnul Isus. Amin. Tema noastră de astăzi are generic, are titlul, Pe aici nu se mai trece. Sigur că imediat va zburat gândul la uh, marea deviză din timpul primului război mondial, uh, Pe aici nu se trece. Au căzut 27.000 de, de viteji în trei mari bătălii în vremea aceea, pentru acest scurt cuvânt. Pe aici nu se trece. Și dacă oamenii au luptat în acest fel, pentru ceea ce urmau să lase în urma lor, pământul acesta și cu tot ce cuprinde el, dacă oamenii au luptat în acest fel, dacă au fost așa de hotărâți spunând pe aici nu se trece. Cu atât mai mult trebuie să spunem noi, pe aici nu se trece în viața noastră, într-o privință sau alta, așa cum ne-a fost arătat și luminat de Dumnezeu în legea lui și în viața Domnului nostru, Isus Hristos, care este legea vie. Dacă ei au spus pe aici nu se trece, să ne ajute Dumnezeu și ajută-ne, Doamne, să spunem și noi pe aici nu se trece. Ajută-ne, Doamne, să urechea noastră să audă acest cuvânt când vom fi la acea bifurcație, dreapta și stânga, pe aici nu se trece. Atunci când păcatul va dori să invadeze viața noastră, atunci când necredința, atunci când răutatea vor dori să intre în viața noastră, să putem spune pe aici nu se trece. Titlul temei noastre însă indică spre altceva aici nu se mai trece ceea ce înseamnă că s-a trecut dar nu se mai trece și gândul acesta s-a așezat în mintea mea în timp ce citeam scriptura în proverbe 24 versetul 11 izbăvește pe cei târzi la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie jungheați nu numai că, că tu trebuie să, să nu stai pasiv ci trebuie să lupți Trebuie să lupți, să izbăvești pe cel pe care îl târât la moarte. Păi cine este ca să știu cine e aproapele meu? Nu, indiferent cine. Dacă poți să previi moartea, dacă poți să previi junghierea, prăpădirea, distrugerea, izbăvește, așa poruncește cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 12. Dar dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile. Aceasta se cântărește în balanța sanctuarului, a cerului. Inimile se cântăresc. Nu faptele, faptele sunt produsul, sunt rodul inimii. Inimile se cântăresc. Cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău. Nu, asupra pașilor și lucrărilor și acțiunilor tale, acestea sunt rodul sufletului tău. Și nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui, care fapte ale inimii și ale sufletului. Și în contextul acestui text, straniu mi-a venit în minte, acest cuvânt însângerat pe aici nu se trece. Dar mi-a venit în minte cu acest adaos, pe aici nu se mai trece. Dragii mei, nu este nimeni dintre noi, niciunul măcar, spune Biblia, care să nu fi trecut prin groapa pieirii, care să nu se fi prăbușit, care să nu se fi împiedicat, să nu fi căzut. Dacă cineva își vede viața ca fiind lipsită de orice fel de cădere sau, așa cum spunea fariseul, nu văd niciun Rău în mine, poate în vecinul ăsta al meu, dar în mine nu văd niciun rău. Dacă cineva se vede aici, aceasta e o cădere teribilă. Și numai Dumnezeu ne poate izbăvi din ea. E cea mai gravă dintre căderi, pentru că toate celelalte căderi au conștiința căderii, știu, sunt conștient că am căzut la cel care a căzut în groapa aceasta a îndreptățirii de sine. Nu are ce să-l scoată de acolo, pentru că el, el gândește că este în afara primejdiei sau problemei. Am văzut o, o cursă din aceasta pentru animale care se închisese, și animalele dinăuntru nu știau că e închisă, mâncau, dormeau, erau ferice. nu știau că poarta între timp se închisese. Și, și de acum erau soarta lor era sigilată. Pe aici nu se mai trece se referă, scurt și direct, la experiența căderii, la experiența păcătuirii, a împiedicării. Mulți au spus că nu, mai, nu putem să mai îndreptăm trecutul, dar putem să schimbăm sfârșitul lucrurilor printr-o întoarcere la Dumnezeu, acum. Și totuși, observați că în Cana din Galileea, Domnul Iisus a schimbat trecutul vinului aceluia, făcut din apă, a devenit mai bun decât cel care a fost bun în trecut. Deci cu cât trece mai mult timp, cu atât mai bun. Astfel că Domnul poate schimba și trecutul meu și trecutul tău. În măsura în care astăzi eu nu mai găsesc de bine pe omul meu de ieri, pe mine însum cel de ieri. Dacă nu mă găsesc de bine astăzi, nu mai sunt părtaș al acestui trecut. Astfel că întreb, cum aș putea răscumpăra vremea? Cum aș putea răscumpăra o cădere, o pierdere pe care am suferit-o? Nu fiind indiferent, ci îndrăznind, luptând ca altul să nu cadă pe acolo. Și acolo unde ai căzut tu, acolo unde ai suferit și ai pierdut tu, tu ai pus un semn. Pe aici nu se mai trece. Deci tu te lupți ca nimeni să nu treacă pe unde ai trecut tu. În răutatea sufletului nostru, de multe ori, avem în inima gândul acesta pe care l-am întâlnit în timpul serviciului militar cei care au suferit din mâna altor oameni în etapa precedentă, acum chinuiau și ei pe alți oameni ca să sufere și oamenii ăștia care au venit noi, cum am suferit noi cu ceilalți. Care, care este vina acestor oameni care au venit astăzi, tineri băieți din țară, veniți să servească țara, bați jocuriți de oameni analfabet sau beți sau desfrânați sau... Este în noi această josnicie teribilă uneori că acolo unde noi am căzut să cadă și altul, să sufere și altul sau să, să vadă și el cum este. Este această sete demonică în suflet de a vedea pe un altul suferind. Ce câștigă cineva din aceasta? Nimic. Dar dacă acolo unde ai căzut pui un semn și cineva care era gata să cadă, nu cade pentru că tu spui, nu, aici am căzut eu, nu o lua pe drumul acesta pentru că ăsta este un drum al căderii. Și dacă omul acela mulțumește lui Dumnezeu că tu trăiești și că există, ce ai pierdut? Ai câștigat. Ai câștigat enorm. De aceea, alături de fiecare înfrângere pe care ai suferit-o în viață, e bine să așezi semnul acesta pentru cel ce vine după tine. Așa a spus Biblia, tu trebuie să croiești cărări drepte cu cel ce vine după tine în minte. vine cineva pe urma ta și vezi ce fel de drum croiești și acolo unde ai căzut, ai alunecat și ai căzut, acolo pui un semn ca să nu mai cadă și un altul tot acolo. Al doilea aspect al, acestei, al acestui cuvânt este binecuvântarea. Felul în care tu ai fost scăpat, să zicem, de sărăcie sau de boală sau de nenorocire este o binecuvântare rară. Dar cu binecuvântarea vine și datoria de a binecuvânta pe cel de după tine. Iar prin aceasta vei dovedi că respecti pe Dumnezeu, dacă tu vei face partaj binecuvântării, de binecuvântarea aceasta, lui vei face părtaș pe cel ce vine după tine. Uite, am să spun ce am făcut eu. Cum m-a scăpat pe mine Dumnezeu din situația aceasta? Uite, cum, cum m-am vindecat eu de aceeași boală? Uite ce s-a întâmplat și ce, în ce fel m-a scăpat Dumnezeu. Când faci lucrul acesta, tu izbăvești pe acela care vine după tine și care va cădea inevitabil în aceeași groapă, în aceeași greșeală. Ați văzut că părinții spun două lucruri esențiale copiilor. Unu, să nu ui pe aici că, uite, eu am pățit și am suferit, și, doi, aș vrea ca tu să fii într-o altă stare în viață. Pentru aceasta luptă părinții și aceasta este permanenta lor speranță: că, atât economic, cât și social, și moral, și spiritual, copilul lui va merge mai înalt decât a mers el. Pentru aceasta luptă un părinte, să nu mai fie și ei cum am fost noi. Dar părinte trebuie să fii nu doar copiilor tăi, ci părinte trebuie să fim tuturor acelora care au trebuință de ajutorul nostru. Așa a învățat Domnul Iisus pe omul acela și i-a spus, zice, cine e aproape Pe cine are nevoie de ajutorul tău? Sau, aproapele tău este acela căruia tu poți să-i ajuți. Depinde de tine. Dacă nu te ascunzi după această... Uh, palidă, dar demonică, scuză, oh, n-am știut, uh, acum, am, zice, nu știe sufletul tău că ai fi putut să previi o astfel de... Atunci când vezi răul desfășurându-se în viața aproape lui tău și când știi că ai fi putut să previi acest lucru, uh, simți și trăiești o durere în inima ta. Vă spun din experiență personală și foarte proaspătă. Simt o durere în suflet. Pentru că n-am făcut acel lucru care mi era, mi era așa de limpede și de ușor să-l fac, dar am gândit că este neimportant și a avut consecințe dureroase. Celor nenorociți, spune eu, le eram tată. Pe, da, era copiii tăi, erau copiii trei, erau cei zece, nu contează. Dacă cineva este nenorocit, eu îi sunt tată în nenorocire, așa cum spune Sfânta Scriptură. Un, un prieten iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Ne, celor nenorociți le eram tată. Și cercetam pricina celui necunoscut. Nu știu cine este eu, cam cineva. N -n 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 -n, nu, cerceteam pricina. Pot eu să fac ceva? Este ceva de făcut? Pentru că dându-ți sau nedându-ți seama. S-ar putea ca acel necunoscut să fie chiar tu, sau să fie chiar copilul tău, sau să fie chiar familia pe care o slujești sau din care faci parte. Deci nu, nu privi ca fiind necunoscut, ci privește ca o datorie sfântă. Dacă ți-a venit în, atent, în atenția ta, a fost adus în atenția ta, atunci tu, tu cercetează, caută ca omul acela să nu mai treacă prin nenorocirea prin care ai trecut tu. Și Dumnezeu însuși va rândui treburile acestea, vei vedea că vei ajunge în astfel de situații. Vei recunoaște, vei vedea, vei înțelege care este harul lui Dumnezeu și care, este, care sunt căile prin care tu poți să izbăvești pe cel tărât la moarte și el să nu mai aibă experiența vieții pe care ai avut-o tu. Nu doar uh, noi ne păzim și suntem foarte atenți și chiar repetăm pentru noi înșine. În viața mea nu o să mai trec aici, în viața mea nu mai fac lucrul acesta sau uh, de multe ori uităm să zicem așa să-mi ajute Dumnezeu și rămâne doar vorbă goală iar ne pomenim acolo. Dar nu e de ajuns să spui n-am să mai fac niciodată. Am să mă lupt ca nimeni să nu mai facă, nimeni să nu mai pățească ce am pățit eu. Am să previn pe un altul dacă te-ai îmbolnăvit dintr-o privință sau alta, să zicem, ai mâncat sau ai băut ceea ce nu trebuie și vezi pe altul făcând lucrul acesta, intervino și spune așa, eu am mers pe drumul ăsta și uite unde am ajuns. E, tu mergi pe același drum și vei ajunge la aceeași destinație. Nu poți gândi că vei obține un alt rezultat. Acesta va fi. Tendem să nu ajungi în situația aceasta. Omul înțelept care te va auzi, V-am învăța din experiența și tragedia ta. Cel neînțelept va voi să aibă propria lui tragedie și o va avea. Întrebarea este, ce faci tu pentru cel ce vine după tine, ca acesta să nu repete și să nu sufere istoria vieții tale? Răscumpărarea căderilor noastre, răscumpărarea înfrângerilor și pierderilor noastre nu este recuperarea, ci este prevenirea. Prevenirea celor care riscă să facă aceeași greșeală și să cadă în aceeași suferință. Așa cum am învățat de mai multe ori, dar voi continua să reamintesc, datorită faptului că văd, văd cât de rar este pe piața duhovnicească adevărul acesta etern. Scripturile sunt preventive în științările lui Dumnezeu, sunt preventive, cuvântul lui Dumnezeu este preventiv, încearcă să te prevină. Dorința lui Dumnezeu nu este să te ierte, ci să nu fie nevoie să fie iertat. Nu este să te vindece, să nu fie nevoie să fie vindecat, adică să nu te îmbolnăvești. Vă scriu aceste lucruri, spune Ioan, ca să nu păcătuiți. Acum însă, dacă unul a păcătuit, ce are el de făcut, care este cel mai important lucru pe care l mai de făcut, în afară de faptul că el însuși nu se va întoarce niciodată pe drumul Egiptului, așa cum li s-a poruncit, el va veghea asupra celor din casa lui și din calea lui, ca aceștia să nu meargă pe același drum. Ați observat că atunci când este o mașină rămasă în pană pe calea ferată, cineva aleargă pe calea ferată cât poate de departe în direcția din care va veni trenul ca să-l înștiințeze că acolo este cineva. Același lucru trebuie să facem noi când vedem că este cineva în primejdie de moarte. Să prevenim nenorocirea aceasta. Același lucru, la același lucru suntem noi chemați în domeniul moral, economic, duhovnicesc. Nu investi aici pentru că aceasta este o cauză pierdută. Este așa de, de ușor de spus, este așa binecuvântare. Omul acela se va ruga pentru tine și va mulțumi lui Dumnezeu că l-ai prevenit să facă răul acesta. Dacă nu te va asculta și va suferi, tot vei fi iubit și îți va spune, oh, dacă te-aș fi ascultat atunci. Am auzit cuvintele acestea spuse de un prieten apropiat. Când mi-ai spus cuvintele acelea, atunci mi-a zis el, m-am furiat teribil, m-am furiat până la moarte ce mi-ai spus să fac atunci dar aș da mult asta să mă mai pună Dumnezeu acum să fac ceea ce mi-ai spus tu atunci. Aceea era un nimic față de ceea ce s-a întâmplat mai apoi. A fost un dezastru, o catastrofă cumplită. Cuvintele acestea nu au fost luate în considerare pe care le-am spus cu acea ocazie. Am sfătuit, uite, fă lucrul acesta, zic, nu e de la mine. Iisus ne învață să facem treaba aceasta. Dă-i și cămașa. Păi cum adică după ce că e în să dor... Ascultă sfatul ăsta. Acum problema era de așa natură încât omul acela a zis, aș da, nu numai că așa, aș da tot, vorba lui Petru, absolut tot, și cap și mâini, spală-mă, Doamne, tot, a, a, cum a spus Petru. Revin spunând, acel om, chiar dacă nu te va asculta, te va iubi. Momentul în care simți că cineva nu-ți va asculta sfatul, riși să te retragi și să spui, și așa nu ascultă și așa nu se îndreaptă, și așa nu se întoarce. Lucrul acesta însă nu te scutește și nu te scuză pe tine de a lupta să izbăvești pe cel târât la moarte. Poate el nu vede că este târât la moarte, dar tu vezi, având în vedere lucrul acesta, într -o, în prezența lui Dumnezeu, prin, prin puterea lui Dumnezeu, fă tot ce poți să previi lucrul acesta. Poți să răscumperi căderile și pierderile tale prin a preveni pe un altul să nu sufere același fel de căderi și același fel de pierderi. Iacov ne spune în capitolul 5, versetul 20, și vă rog să luați bine seama la aceste cuvinte, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Ați reținut ce a spus David Abigailei, care l-a prevenit să nu cadă în răul în care era gata, gata să cadă, în armat și tot, în armat cu ură, vedea roșu în, în, în ochii lui. El se întoarce către ea și îi mulțumește din suflet că l-a prevenit să facă răul acela. Ba mai mult, spune Nu tu, Dumnezeu te-a pus pe tine. Dumnezeu te-a pus pe tine să mă previi pe mine astăzi să fac un rău atât de mare. Așadar, este foarte important să spui în viața ta: Nu voi mai trece pe aici, pe aici nu se trece, și să pui pe pereții memoriei tale și conștiinței tale cuvintele acestea. Pe aici nu se trece. Trebuie să știi lucrul acesta. Este foarte important să pui pe pereții conștiinței tale cuvintele pe aici nu se mai trece, în cazul că s-a trecut și s-a ajuns, dar este la fel de important și va dovedi sinceritatea și credincioșia ta dacă tu vei adresa acest adevăr aproape lui tău care este gata să fie jungheat, gata să cadă în cursă, gata să fie... Revin la cuvintele pe care Iacov le-a spus. Cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui. Cei mai mulți dintre oameni se rătăcesc, dar nu știu că se rătăcesc. Dar este cineva în familie sau între prieteni care vede rătăcirea, care își dă seama unde duce lucrul acesta. Și atunci omul acela întoarce pe păcătos de la rătăcirea căii lui. Biblia vorbește de un episod extrem de dureros. Se numește un om care rătăcește pe un orb. Nu numai că nu-l întoarce de la calea lui greșită, ci îi arată o direcție neadevarată, o direcție în care omul acesta va cădea într-o cursă cumplită. Cine rătăcește pe un orb, omul acela ofensează pe Dumnezeu. Dacă vezi că cineva nu vede situația aceasta, nu înțelege. Este, este foarte posibil, omul este orb în, în privința aceasta. Un daltonist, spre exemplu, vede numai roșu sau nu, sau nu vede culoarea roșie și vede toate lucrurile roșu și trebuie, un om bolnav cromatic cu ochii lui nu poate să facă distinție, dar tu poți. Nu este oare mustrător și rușinos și josnic să vedem? Într-o mină, unde, uitat, unde au văzut minerii ceva ciudat. Știți că acolo sunt șobolani în mină care uh, previn cu cutremurele, că, uh, îi previn pe minier că urmează un cutremur sau o prăbușire de galerie și ei sunt păstrați acolo, și canarii de asemenea sunt păstrați acolo. Dar într-o zi, minierii au văzut un uh, șobolan de mină care ținea un pai în gură și uh, alături de un alt șobolan care ținea același pai niciodată n-a fost așa ceva și atunci unul i-a prins. Și când s-a uitat, celălalt șobolan era orb și el ținea un pai în gură și îl ducea pe acesta pentru că el vedea. E de neimaginat de, neimaginat de mustrător, de tăietor acest lucru asupra vieții noastre. Cine rătăcește pe un orb știe, dar intenționat îl face să cadă în capcană omul acela ofensează bunătatea lui Dumnezeu și are consecințe teribile în propria lui viață și uneori până la al treilea și al patrulea nea. Însă cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet. În ziua gradurii mele de la universitate, am avut harul să aflu taina prezenței mele acolo. Niciodată nu mă gândisem să merg la această universitate în Anglia. Nu mi-a trecut prin minte. Am vrut să merg în altă parte și am rugat pe un prieten, pe Cristi, zic, Duma, te rog, până la Newbold College. Vreau să mă înscriu pentru un Masters. Gata, a zis el, și în loc să mă duc la Newbold College, m-a dus la la Oxford și m-a oprit într-un loc pe care îl cunoștea el, Oxford Center for Mission Studies. Am văzut că era cunoscut acolo. Am fost invitat să iau loc, am trecut printr-un examen, am fost chemat pentru un alt examen a doua zi și așa am ajuns acolo. Dar la graduare, din partea soției lui Cristi, am aflat taina prezenței mele în această universitate la care nu m-am gândit niciodată și care a devenit una din cele mai frumoase pagine ale vieții mele. Acolo dânsa mi-a spus așa, știi de ce te-a adus Cristi aici? Nu știu, n-am idee. El a încercat să intre, n-a putut să intre și atunci s-a gândit ce aș putea să fac eu pentru faptul că n-am reușit să intru. Am să aduc pe altul aici și m-a adus pe mine. Am aflat lucrul acesta. Păstrez recunoștință pe tot drumul vieții mele. Cuvintele pe care Iacov ni le spune în versetul 20 din capitolul 5, conțin binecuvântarea aceasta nemaipomenită. Va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Nu doar păcatele care se comit, ci păcatele care s-ar fi putut comite dacă tu nu interveneai. Toate acestea vor fi socotite ca neprihănire în dreptul vieții tale. Va acoperi o sumedenie de păcate, fiindcă păcatul se multiplică într-un alt păcat. Astfel că revin la îndemnul de la început și cer bunului Dumnezeu să scrie pe pereții conștiinței noastre cuvintele pe aici nu se mai trece. În conștiința noastră nu se poate scrie pe aici nu se trece, fiindcă noi suntem în natura aceasta care a trecut, dar se poate scrie, pe aici nu se mai trece. Și nu doar pentru noi, ci și pentru aproapele nostru. Doar în conștiința Domnului nostru, Iisus Hristos, s-au scris cuvintele, pe aici nu se trece și nu s-a trecut niciodată. Dar în conștiința noastră, pe aici nu se mai trece. Și revin lăsând cuvântul lui Dumnezeu să aibă ultimul cuvânt. Izbăvește pe cei târâți la moarte, proverbe 24, 11 izbăvește pe cei tărâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiați. Dacă zici, oh, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău și nu va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Așadar, izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cei ce sunt aproape să fie jungheați. La aceasta te rugăm, Părintele nostru iubit, să ne ajuți întreaga noastră viață și ființă. Pentru sufletul nostru ajută-ne să scriem în conștiința noastră, pe aici nu se mai trece. Și cu același duș același har și dar și același zel să facem același lucru pentru aproapele nostru care vine după noi. Ajută-ne, Doamne, să fim lumină pentru cel care este în întuneric și ochi pentru cel care nu vede. Păzește-ne de cumplita ispită arătăcirii celui orb. Rămână harul tău asupra noastră și fă-ne lumină în lumea aceasta, cum tu ai promis în cuvântul tău. Amin.